Bună dimineața, e de vreme. Bună dimineața, bine v-am găsit, am lăsat 2 zile să văd rezultatul ăsta la păduchi, cât s-au căzut și să fiu eu sigur că e așa cum trebuie. Am zis, hai să facem un filmuleț, da? Fiindcă am tot văzut rezultate pe YouTube-ul ăsta, dezastru. Deci e dezastru în prezența Varroa. Și iată că tratamentele alternative, să zic așa, au adus un rezultat excelent. Deci ce să mai, foarte mulțumitor. Cade 2-3 păduchi, iată. Aici a unu. Cu telefonul se văd mai bine, mă uit în ecran. Mai sunt, uite, aici încă unul. Aici. Aici parcă era. 3. Vă arăt ăsta care la care am văzut, încă unul. Deci ăștia sunt toți păduchii la o colonie care am filmat o data trecută, nu știu, pe 5 lame parcă. Deci acolo maxim 10 păduchi, da. Dar surpriza este că hai că ăsta are 5 păduchi sau cât are. Ăsta nu filmesc, că greu scot, greu sertarul, da. Ăsta e pe 7 rame. E o colonie pe 7 rame ăsta. Chiar e curios dacă a căzut ceva. Dar e excelent rezultatul. Schema de tratament e super. Aproape că nu mai avem nevoie de tratament chimic. Deci, cei care vedeți aici, mai sunt vreo câțiva. Dar aici 7 rame de albină, full. Full, 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 iată. Și acolo e unul. Aici sunt mai mulți, parcă. Da, sunt un pic mai mulți, dar și albină e. E și albină. Hai să focalizez. Vedeți? Deci foarte bun. Foarte bun cu uleiurile esențiale și cu oxalicul. Am reușit să țin în frâu Varroa. Aici sunt 7 rame. Aș vrea să vă arăt, să nu credeți că minte, dar albină multă. Deci anul ăsta stau mult mai bine cu albina față de anul trecut. Nu mă așteptam să fie atât albină. Ia uitați, acolo am înghesuit eu albina asta, albina de grămadă. 7 rame de albină. Plin. Superb, superbă familie. Varroa în limite. I-am zis că până în 100 de Varroa e ok la o familie pe 7 rame. Îndesată bine. Ca să fiu sigur că scap de Varroa, la 7 zile aceste benzi și o să mai fac un tratament. Am timp toată luna la octombrie. Colonii foarte frumoase. Iată. Aici am unul. E pe 3 rame ăsta. Ăsta e mai micuț. E mai micuț. Mă așteptam să aibă mai multe probleme.
Are și el, e normal, dar foarte puțin, foarte puțin. Este exact ce trebuie. Aici am două colonii care sunt pe 6 rame, aici în față. Aici în partea asta are 6 rame, dar 6 rame îndesate, nu? Nu acolo 50 de albine. Unii strâng cuiburile și pe 5 rame și tot 50 de albine. Iată aici 1, 2, rezultat foarte bun, foarte bun. În privința chimicalelor cu tratament e foarte bună rezultatul. În față am pe 5 rame, mi se pare că o să vă arăt și colonia cum arată. O să vă mai filmez eu să colonia, lucrez la ele și lucrez acum de dimineață, că după ce se încălzește și nu mai pot umbla la ei. Nu pot să umbli la ei din cauza că se face furtișag. Aici la mine e problemă cu treaba asta, cu furtișagul. Stați să vă arăt și ramele de albină. Ceva extraordinar de frumos anul ăsta. Deci, aici e buzunarul ăsta la Biostup. Să-mi pun masca, că dacă ridic nylonul un pic o să-mi sară în cap, probabil. Dar am să vă arăt. Ia uitați ce am aici. Îndesat cu albină. Frumos. Eu așa iernesc cu ei. Full. Nu ne jucăm. Merge, vă arăt și partea din față. Acolo sta albina și pe ram aici. Am îndesat și mai tare. Deci ăștia nu vor suferi de frig. Iată ăsta ce frumos e aici. Sare un pic. L-am îndesat bine. Iată. Așa. Așa trebuie iernați. Ăștia nu suferă de frig. În schimb, nu îi mai izolăm fundul. Nu izolăm fundurile la stupi. Le lăsăm aer. Deci le îndesăm, dar le lăsăm aer. Haideți că mai am acolo de verificat o câțiva. Deci o frumusețe. Deci schemă de tratament care o voi continua și anul viitor. Foarte mulțumitor. Benz cu oxalic, cu glicerine și ulei esențial cu pelin. Nu-i mare lucru. Puneți un kilogram de miere la 10 litri de apă și acest tratament. Costurile tratamentului, nu știu dacă la 50 de familii s-au ridicat la 1000 de lei pe tot anul. Că tratamentul ăsta chimic e ieftin, e cu 50 de mililitri de amitraz fac 200 de benzi pe care o să le adaug în două rânduri. Hai să mergem mai departe. Ia să vedem și aici. Și aici. Aici avem. Și ăsta e mic. Ăștia care arătați rezultatul la... V-ar arăta și pe câte rame familia la care vă cade sute de păduci. Că n-avem cum să... Poate să cadă 300 de păduci de la o familie pe 10 rame. Sau poate să cadă 300 de pădui de la 4 rame de albine. Arătați și chestia asta. Degeaba arătați doar că v-a căzut sute de pădui, că n-are relevanță dacă nu știm de pe câte rame a căzut acei pădui.
Acolo n-am văzut eu pe duche, de-aia n-am văzut ce să arăt. Și asta e o familie bună și aici e tot 7 rame. Tot 7 rame. Mi-ar plăcea să văd vreo câțiva. Da, sunt aici vreo câțiva. A, nu știu dacă atinge baremul de 50, dar nu sunt. Nu știu dacă sunt 50. S-ar putea să fie 50, s-ar putea. Dar 50 de varoa netratați tot anul, decât cu oxalic și cu uleiuri esențiale, e un rezultat foarte bun. Bine, haideți că vă arăt și cum arată. Asta ca să știm că dacă vezi 50 de păduchi de la 2 rame de albine, e mult. Trebuie să înțelegeți și acest lucru, ca să vedeți de la câte rame cade acest varoa. Cum am spus, de la 2 rame e foarte mult, 50 de varoa, dar la 7 rame de albină plină chiar nu e mult. Haideți că vă arăt niște colonii superbe. Eu, când am început, nu mă gândeam eu la așa familii puternice. Iată cum stă. Iată. Așa arată. E frig acum. E frig, da. Albina va ierna în condiții foarte bune. Foarte bune. 50 de varo am împărțit la 7, la 6 intervale, că sunt 6 intervale, sau 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervale pe 7 rame. Asta înseamnă că 6 ori 5, 10 varoa pe intervale, la vreo câteva mii de albine. E excelent. E excelent. Hai să fie 100. Eu am zis să fie 100 la familiile puternice. Dar nu e. Nu e 100. E vorba de lipsa puietului, nu cu rame pline cu puiet. Vă zic eu că aceia care filmează încă au rame pline cu puiet din cauza la stimulări. Au stimulat familiile de albine de vreo 2 luni, altceva nu văd. Deci când s-a intrat în acest mecanism de iernare albinuțelor, lumea dă înainte și dă-i cu turtă, dă-i cu siropuri, dă-i, stimulează. Au puiet. Acum când dă cu chimicale, cu tratament, că oricum tot numai cu chimicale au tratat, de când urmăresc din iulie numai benzi de toate neamurile. Și acum am mai vezi și sute de păduchi căzuți. Bun, cam atâta, rezultatul este excelent. Cei care doriți să vedeți cum am tratat, urmăriți ulei esențial, acid oxalic cu glicerină, tratamentul va fi folosit și anul viitor, este foarte bun. Sănătate să avem și sănătate la toată lumea, să putem ne ocupa cu albinele. O zi frumoasă!